Pe neba.com găsești jocuri ieftine, codul IHATEPINK le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa. Chel care nu prea mai este foarte chel aici, bine ați revenit la un nou minunat episod din simulatorul de benzinării. Ia zi, tanti, ce să fie benzină de-asta foarte șmecheră? Acum punem, domnul, acum, doamna, da, punem acum. Hai, bă, zic cât să-ți spun. Mamă, ia stai așa, cum dădeam. Speed boost, let's go! Ce gamer! Băi, fără datorie, mă, tu n-auzi că nu e pe datorie, tu iar ai venit aici cu datoriile, băi, cash sau... O să sun poliția și apăsați butonul de like, ok? Pentru că astăzi, să sperăm că nu mai intră șarpi... Bă, ce Dumnezeu s-a întâmplat aici? Să sperăm că nu mai intră șarpilii! Exact, că m-am speriat data trecută. Au, acum am reparat! Am înțeles... Ce Dumnezeu sunt toate urmele astea aici? Dar, data trecută, la această minunată benzinărie, a trebuit să fac diferite lucruri și apoi am făcut alte lucruri și apoi am uitat ce am făcut, dar ideea e că acum... Oh, da, da! Bă, ce mă nervează, mă, că joc... Uite-l cum mă schemuiește, eu de unde să știu cum o să vină? Aie, băieți, uneori în viață trebuie să ziceți că nu este vina voastră și că e vina altcuiva, exact. Păi și astea ce fac cu ele, mă? Că astea tot nașpa și nevopsite sunt. A, trebuie să vopsesc și stâlpii, bă, nu se poate așa ceva. Stai că da, asta nu mai la... Oh, my God! Yes, de data asta nu mai schemuit. Bă, ce bine arată. Și acoperiș roșu! Nu acolo, voiam să pictez stâlpul, tu. Ce Dumnezeu mă pui să pictez aici? A, se pictează cu tot cu stâlpi. Am înțeles. Dacă și voi ați înțeles, spuneți-mi că vă plac sconcii, firar să fie, am ruinat totul. Spuneți-mi că vă plac sconcii în secțiunea de comentarii. Bă, și eu văd că am 200 de litri aproape, am 170, dar cred că am rezervorul ăla de... Oh, 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 stai că nu prea mă mai place acum, bă, nu e că e prea viteză, prea mare, aoleo. Așa, plătește și dă-i drumul că trebuie să vină alți clienți imediat, ia uite ce coadă e acolo, vezi? Este o coadă, da. Revenind, bă, arată foarte bine, arată foarte bine. Și după cum spuneam, o să facem acoperișul. Cred că cu negru, ok? Că trebuie să fac aparent upgrade la stația mea de benzină ca să folosesc celelalte culori. Așa că hai să îi dăm în continuare aici cu alb. După că... ce Dumnezeu? Ce... haide, frate miu, că asta a fost pur și simplu... Ok. Stâlpii ăștia durează foarte mult să-i vopsești și efectiv nu se vede absolut nimic frumos, că sunt prea mici. Bă, poate, dar n-avea, puteam să facem stâlpii cu negru sau ceva, mă, ar fi fost ceva foarte, foarte și... Hai, du-te dacă vrei să te duci, opa! Haide, fix la final. Da, mă, să fie stâlpii cu negru, ce ziceți? A, ne mai gândim noi, ne mai gândim. Oh! Să dă-te în candela! Cineva a venit să cumpere benzină? Stai așa o secundică. Cancel, stop, stop! Acum vin domnul. Mama, asta sigur consumă mult, nu? Ia zi, cât bag? Bag până aici. Ba, mersi, să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție. Ie-te-l, bă! Ce față de IT-ist ocilarale, Deci, aparent, trebuie să deschidem, cum îi zice, portbagajul acestei mașini, numai că pentru asta ne trebuie o unealtă care... Oh, ui, pe bune că asta fix e unealta. Lockpicking, nici nu trebuie să văd un tutorial, eu mă pricep la lockpicking. Ok, asta nu e de bine. Uh-oh. Avem o mică problemă. A fost bug. A fost bug vizual, ați fost marturi că era acolo și apoi a ieșit. Ia treci aici și treci și tu, uite aici. Da, avem mult mai multă curățenie de făcut. Problema e că am stricat astea. Și acum, efectiv, nu știu cum Dumnezeule mare deschidem ăla. Probabil putem să facem rost de ele cumva, nu? Ăla e un gunoi? A, nu, e doar o piatră. Bă, nu mai vine nimeni, frate. Păi ar trebui să mă duc și eu să mă culc sau ce. Ce Dumnezeu? Care a murdărit aici, frate miu? Că era curat peste tot și acum nu mai este. Ia că luăm și astea. Gata, frate, nu ne punem pe curățenie că este efectiv prea.
mult gunoi pe aici. Ah, iară vine unul. Hai, bă, dar nu puteai să rămâi fără benzină mâine sau ceva. Am și o treabă, am de hrănit o familie. Ah, să rămân în mânușițile tante acum. Ia ziceți, să fie benzină de-aia bună, nu? Premium. Păi vă permiteți, cum nu, cu pălăria aia se vede că aveți bani. Așa, îi dăm speed până așa și pam, direct, nicio problemă, tanti. Vrei să-mi zici că eu am bugit jocul că am eșuat astea două? Bro, like, efectiv nu funcționa. Ui, am din... De ce am încă două? Ce gamer? Nu știu de ce am mai obținut două de astea, dar da. Ce am primit? Am primit ceva? Oh, e o pictură. Ia stai tu așa o secundică. Gheozdan... Hey, mai zi-mă ceva, mă. It's beginning to look a lot like Dust Bowl. Nu știu ce e melodia. E de pe Team Fortress, mă. Mă, și asta eu cum îl întorc, mă? Cum îl... Păi eu nu vreau să-l pun așa, că pe R nu merge. Alright, pe Q și pe... Da, hai să punem acest minunat ceas. Uite aici, ceas cu pendul. Ha, ce bine l-am pus. Mamă, ce bine l-am pus. Da, e suficient ok. Nu mai vine nimeni, nu? Da. Deci, acum, eu zic că ar trebui să mai redecorăm puțin aici. Roof painting. Acum, frate, stai că... Da, e prea întunerică. Dacă pictez cu ăla întunecat, nu o să mai văd ce și cum, așa că nu. O să mai pictez casa. Și prin casă vreau să zic benzinăria, pentru că casa mea e pe undeva pe acolo așa prin spate și efectiv nu știu dacă e nevoie să dorm. Soft drinks, bui. 179 de dolari? Mamă! Bă, stai că și eu am o grămadă de bani. Ia stai tu așa o secundică, ia. Îl cumpărăm și pe la de... Hai să le luăm pe astea mici întâi, dar după aia o să le cumpărăm pe alea mari. Păi și eu astea unde le primesc, frate? Ce trebuie să fie livrate? A, nu, sunt direct în inventarul meu, am înțeles. Uite că a venit cineva să cumpere ceva, dar când vine cineva să cumpere, știi cum îi zici. Nu acum, bă, că am treabă. A, tanti! Acum îți pun benzină de câtă vrei, acum. Da, sunt total de acord. Asta ai cerut, asta ai primit, na, să... Du-te, vezi ce ai de făcut și să stai în siguranță. Sunt o grămadă de nebuni pe străzi, da? Și pe lângă străzi și în diferite locații. Bun, îmi mai trebuie aparent spațiu. O, ce Dumnezeu, să zicem că vreau să îl cumpăr pe ăsta că este gratis. A, dar nu pot să cumpăr pentru că trebuie să iau nisipul de acolo. Frate meu, de ce nu mi-a zis nimeni? De ce nu mi-a zis nimeni? Eu acum trebuie să-mi iau... Oh, mamă, uite unde s-a pus asta la loc. Păi stai așa, unde e nisipul ăla? Bă, dar ce facem cu locurile de parcare? Opa! Bun, stop, frână! Și acum... Oh, oh, motorule, relaxează-te, nu fă de astea. Și acum mergem să punem acest nisip în groapă. Mamă, se oprește asta aici. Mamă, cum ia el curba? Bă, dar ți-e frică? Ok, era cât pe ce să cad cu tot cu mașinărie. Dar uneori în viață știi cum se zice. Acum vin, acum... No. Ah, nu merge să ridic, mă, ce Dumnezeu! Am crezut că pot să ridic ăla și să iau mașina cu totul. Ce țeacă! Am fost schemuit. Acum ai cu benzina asta, nu e problemă, domnul, acum. Sunt uimitor, dar lumea nu mă apreciază pe YouTube și nu apasă butonul de like când vine să plesnesc acum monitorul și să stric totul așa. Am terminat de luat nisipul de acolo. Ia să mai cumpărăm un loc de parcare. Na, cumpărat. 3 locuri de parcare chiar, sau am înnebunit eu? Că par să fie 3. Sau poate e doar unul. Sunt confusion. Bă, dar eu acilișa...
cum pun chestii pe rafturi? Sunt 3, mă, locuri de parcare, dacă parchează și drept și 4, dacă nu mă înșel. Păi cine vine să parcheze aici? Ce Dumnezeu? Unchiu? Hello. I see the business is doing well. Normal, bă, cum vin banii, mă, nu se poate așa ceva. Ok. You can't run a business on fuel. Ce? Yo! Cineva a intrat prin efracție aici. Bă, da, acum vindem snack-uri și chestii. Iete, luăm și... Și acum punem la loc. Uh-oh. Alo, benzină nu? Oh my god, ăsta a venit la parcare doar să-și cumpere Coca-Cola? Alo, și banii? Oh, right, aici se plătește. Da, ia zi, ce vrei? Ce? Ah, am înțeles, trebuie să iau și să scanez. Da, frate, e ca la Lidl. Oh, am înțeles. Pip. Ala luam, mă? Ok, și acum pip. Am înțeles. Oh. Pip. Mamă, Lidl Simulator, bro. Cât, mă? $11. Păi la $11 nici nu mă mai obosesc. Acum punem, nene, acum se rezolvă. Dorian Popa? Nu cred! Neața hâț cu Johnu dimineața! A, ceva de genul, nu? Ok. Bro, era Dorian Popa! A, unde e gelieu, Doriane? Ce e aia? Ce e mașina? Acum, tanti, acum, zim, servește-te de aici și mergi la casă. Bă, poate vine cineva... Bă, tu unde te duci, mă? Așa credeam și-o voi să furi. Nu mă fă că iau mătura asta și când... Bă, ăla de unde a apărut? Bă, ăla pe unde? Bă, ce se întâmplă? Ce fac ăștia mai aici? Bine, hai să-i dăm, ia. Prima chestie este asta. Bip. 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 Speedrun? Poți să faci speedrun? Ia, fii atent. Bip. 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 A! Bip. Bă, tu ai cumpărat tot magazinul, nu ești pe treaba ta. Ce Dumnezeule mare e acolo așa sub facecam-ul meu, frate? Remaining loan. Ce, pot să iau mare împrumut de la niște dubioși? Nu mersi, frate meu, că eu n-am nevoie de împrumuturi. Eu mă descurc cu ce pot. Bă, dar ăsta unde se duce, mă? Ce se întâmplă aici așa? Fuel station is low. Acum, comandăm acum benzină. Alo, delivery, fuel supply, 200 direct. Bine, hai, doar 100, order. Oh my god, iar a intrat. Ieși afară de acolo că-ți trântesc una în cap. Poate fură, vă zic eu că și șerpii fură. Am avut eu un prieten odată și mi-a furat ribul. Oh, ce Dumnezeu, gata, gata. Și de atunci sunt eu YouTuber. Uite așa. Gata, acum, ba, pune acolo așa, oprești tu și pleci dacă e nevoie, că nu e problemă. Bă, ar trebui să mai fac totuși un pic de curățenie pe aici, dar nu știu exact cu clădirea asta ce putem să facem. Și cu cactușii ăștia, în afară de videouri cu provocări nebune, nu știu ce putem să facem și asta nu e foarte ok. Oh my god, uite-l. Du-te că te calc pe coadă, tu! A, tanti, vino acolo. Mă, ce frumos că ești. Da, servește-te. Din partea casei pentru tine. Bă, de ce merg și merg așa pe o parte uitându-se la mine? E creepy! N-ai nicio problemă, bă. Dacă nu eram eu aici, iară mă sună, mă. Iară sună telefoanele ca dracii și vin milioanele cu sa... Hey! Where's our goddamn money? Ce? Hey! What? Ce Dumnezeu? Trebuia să am $5,000 să le dau. Era imposibil! Să am $5,000 să le dau ăstora. Era efectiv imposibil. N-aveai cum să faci toți banii. Nu, fără foc la benzinărie, tu!
Fac rost de bani! Don Corleone! Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Da, să-ți dea Dumnezeu... Bă, pun pe muncă! Mă pun, muncesc ca un sclav! Mai dă niște timp! Unchi meu ăsta, ăsta mi-a făcut-o. Știam eu că nu trebuia să am încredere în unchiu. Băi, ăla era unchi meu? Stai așa o secundică. Alo? Hey, nephew. Back on your feet. There was a mistake. A serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. Nu pot să cred ce țeacă. Bro, like... Aparent am luat, cum îi zice, pe datorie. Dar au venit prea repede să-și ia datoria. Ai de capul și de zilele mele. Ca să-mi ia... Sticleții! Evaziunea! Ascundeți, ascundeți, scoateți repede bonuri fiscale, băieți. Oh, gada, au parcat. Ascundeți astea expirate. Da, nenea, totul e foarte bun aici. Servește-te cu ce vrei tu. Ce fac, mă, sticleții aia nenorociți? Poliția. Oh, God. Acum, stai că vine poliția, să fie curat. Să fie curat, să fie curat. Dă-te așa, dă-te așa. Dă-te așa, acum, acum facem. Facem, acum dispare toată evaziunea fiscală. Mai nu mai fă, mă, mizerie, mă, că strântesc una unei. Unde s-a dus, mă, sticletele ăla? Acum, domnul, acum. Hai să-i dăm, hai să-i dăm. Acum, uite, acum, le iau pe toate. Bip. Bip, 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 bip. Bă, mi-ai cumpărat tot magazinul, nu ești pe treaba ta? Sunt prea multe. Ce, dumne? Au să da... A, domnul polițist! Ați cumpărat ceva, domnul polițist? Ah, ok. N-ați venit să... Ce? Ce, s-a murdărit ăsta? Aoleo! Whoa, whoa, whoa. Wait. Ce? Ce? Ce-am făcut, domnul polițist? N-am făcut nimic, frate meu. A! A! E gratis, e din partea casei. Las-o așa. A, e din partea casei, făi, nebunit! Am vrut să fac o faptă bună. Yes, cărați-vă, băieți, ați ascuns bine de tot evaziunea fiscală. Ce mă place. Ce Dumnezeu. What? Ăla era un gunoi care apoi efectiv a ajuns sub casă. Poliția, acum vă pun, acum vă pun. Îți spun mai mult, domnul, domnul Gigel. Gigel Garcia. Spune câtă să fie, acum. Ha, nicio problemă, să mă țineți minte, aici nu se întâmplă, cum îi zice, afaceri ilegale. Nu se întâmplă evaziune fiscală și totul este în limita a ce poate fi consumat. Nu e expirat, mă înțelegi? Nu e expirat. N-am vândut ceva expirat vreodată în viața mea până vine ăla ăsta așa să mai dau aici cu niște... Mamă, câți bani am, bă, nu se poate câți bani am, sunt bogat aproape, dar numai cu 1000 de dolari, ceea ce nu e atât de mult. Oh, hai că asta a fost cringe. Perfect. Ce? Ah, am crezut că vrei... Mamă, mă nervează ăștia care vin să cumpere. Mă, dar eu efectiv nu mai am multe de astea. De unde comand mai multe? Alo? Și aparent scaunul ăsta este un gunoi, deși cineva ar zice că valorează foarte mult, că este antic. Birou de gaming! Asta îmi place să fac, să iau birou de gaming și să-l arunc la gunoi. Așa, ia să luăm și ăsta de acilea. Birourile de gaming sunt cringe, dar o să zic că sunt bune dacă, dacă vrea cineva să mă sponsorizeze. Am nevoie de bani, ok? Am nevoie de bani. Uite așa. Mama, am aruncat ăla cu totul la gunoi. O să aruncăm și ăsta, pentru că aparent este prea greu ca să-l luăm cu... Așa. Domnul polițai! Mi-a adus gunoaie. Hai să aruncăm calculatorul ăsta de gaming de aici, că efectiv este un gunoi. Poate fură ceva polițaiul ăla, că nu, n-am încredere. N-am încredere. Hai, mă, frate meu, ieși. Oh, hai, e. Aoleu, acum, 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 domnul. Acum, nu e problemă. Acum, curățăm ăsta. Bip, bip și bip. Și bip.
Hai să intrăm aici în warehouse, oameni buni, pentru că acum am găsit cheia legendară. Iar intrarea este des... What? Ce? Ce Dumnezeu? Ha-ha! Ce mișto! Stai așa o secundică, eu nu vreau să fure cineva de la mine. O lăsăm închisă. Nu, nu acum. Nu acum, acum nu. O lăsăm închisă că... Ce du... Oh, God! Oh, oh! Oh, no, ok, e efectiv plin de gunoi! Știi ce? Aduc ăla că e prea mult gunoi aici, imediat după ce iau banii lui ăsta, ia! Fii atent! Bip, 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 bip. Wow, super! Super! Stai, PewDiePie? Ok, ce spuneam? Da, trebuie să comandă să vină să efectiv garbage collection. Mai da, gândați ăștia de ce mai sunt aici, că eu am dat să curețe gunoiul. Și de ce este efectiv peste tot numai numai fân? Ce-ai, mă, nebun? Ce se întâmplă acolo, mă? Vând fân, vând fân, 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 vând fân, vând fân, fân. Five Nights at Freddy's? Sunt afon. Hei! Hei, 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 stop, 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 că dă-ți-o-i, ți-o-i trage. Pleacă de aici, că-ți trag cu fânul ăsta în cap. Ha! Așa credeam și eu. Du-te înapoi la mama ta, care este o doamnă foarte respectabilă. Punem acum benzină la domnița, sigur, fără datorii, fără datorii, plătești direct sau te cari. Așa, ia să vedem, să mai facem și aici. Și bip, și bip. Ha, normal, sunt incredibil când vine vorba de unele lucruri. Perfect. Order. Gata, acum am suficient loc ca să le pun și... Nu zic că trebuie să le pun manual sau ceva. Acum, nene, acum, mă mir că ai mai găsit ceva să cumperi. Că efectiv nu mai sunt multe chestii care pot fi. Oh, domnul polițai, mă scuzați că v-am lăsat să așteptați. Gata, vă duceți să prindeți acum inamicul și evazionistul fiscal. Eu clar aici nu fac de-astea. Bă, iară faceți mizerie, bă, fraților. Bă, dar v-a învățat mama voastră să nu faceți cocină oriunde intrați. Ho, nu mai claxona că sunt fix aici, ia zi. Mă, vrei să descarc eu, mă, tu nu ești pe... Ba, asta nu e atât de rău. Oh, ok. Bă, unde vrei să le mai pun? Ok. Păi și eu acum cu astea ce fac? Oh, se pictea... Oh! Yo! Yo! Ce te-ai dus, mă, până acolo? A, n-avem de alea. Nu, sau nu mai fac, nu mai. Dar ia de cealaltă, că și aia e bună. Aoleu. Iete, vezi, numai astea mici merg. Iete, și eu ce fac cu astea acum? Că le iau pe astea și sunt numai două. În rest, toate gunoaiele astea de aici sunt efectiv de alea. Hai, mă, că astea nu era... Am aruncat la gunoi, ditam mai ciocanul care părea foarte, foarte în regulă. Nu pot să cred. Vă rog, cineva să-mi dea în cap, cineva să mă oprească. Este șarpele indestructibil despre care mi-a povestit bunicul meu, nu pot să cred.